Nimeni dintre noi, dacă vrea să fie socotit înțelept, să nu uite să mulțumească pentru tot ce îi se întâmplă în viață. Însă cei mai mulți dintre oameni fac precum cei nemulțumitori, disprețuiesc cele ce au și doresc cele ce le lipsesc. Robul e nemulțumit că nu-i liber. Cel născut liber e nemulțumit că nu s-a născut în altă țară, mai cu vază, că nu-i dintr-o familie renumită prin noblețe, care să fie celebră. Cel de neam slăvit se plânge că nu-i putred de bogat, cel bogat se întristează că nu-i stăpân peste orașe și popoare, generalul se plânge că nu-i împărat, împăratul se plânge că nu stăpânește toată lumea de sub soare. Toate acestea îi conving pe aceștia că nu trebuie să mulțumească binefăcătorului pentru ceva. Noi însă, lăsând la o parte supărarea pentru cele ce ne lipsesc, să ne învățăm mai mulțum lui Dumnezeu pentru cele ce avem. În împrejurările grele ale vieții, să spunem înțeleptului doctor, bine este mie că m-ai smerit, suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice de slava care ni se va descoperi, puțin am fost bătuți pentru cele ce am păcătuit. Omule, ușurează greutatea celor prezente cu nădejdea celor viitoare. După cum cei bolnavi de ochi își întorc privirile de la obiectele foarte strălucitoare odihnindu-le pe flori și pe câmpiile înverzite, tot așa și sufletul nu trebuie să privească necontenit la cele ce pricinuiesc întristare, nici să se lipească de nenorocirile prezente, ci să-și plimbe privirea spre contemplarea adevăratelor bunătăți. Vei reuși să te bucuri pururea dacă vei privi necontenit la Dumnezeu, iar nădejdea răsplătirii va ușura necazurile vieții. Ai fost batjocorit. Caută la slava pe care o ai păstrat în ceruri pentru răbdarea ta. Ai suferit vreo pagubă? Uită-te la bogăția cea cerească și la comoara pe care ți-ai agonisit-o prin faptele tale bune. Ai fost alungat din patrie? Dar ai patrie Ierusalimul ceresc. Ai pierdut copilul? Ai însângeri împreună cu care te vei veseli lângă tronul lui Dumnezeu, cu o veselie veșnică. Dacă ducem o viață strălucită, să spunem cuvintele lui David, ce voi da în schimb Domnului pentru toate câte mi-a răsplătit mie? Pentru noi a venit Dumnezeu între oameni, pentru trupul cel stricat, cuvântul s-a făcut trup și a locuit între noi, cu noi, cei nerecunoscători.